Bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să facem când de mult așteptat de voi. Recunosc, mi-a fost zene să-l fac, dar în ciuda de el, mi-a fost zene și am uitat să fac și na, chestii de astea. Scuzați că am uitat să fac prea așa, dar ești ne prea avut lene mai multe chestii. Nu contează să facem când de, când avem ce state ce am avut, în state, știi ce-mi părăm. La ora asta e cam greu să vorbești așa. Bun, ce statistici am la clipul ăsta? 13 vizionare, e ok, 3 lacuri, e ok, deci cam 3 oameni trebuie să-mi lasi comentarii. Ce să mai zic înainte, acum am 54 abonați, am făcut o dată 55, deci, na, am mai vrut totuși săptămâni, într-o săptămână am făcut 4 abonați, mi se pare bine. Acum am menecat, că am plăcut la 55-lea, dar astea s-au dezabonat, asta e treaba lui. Bun, acum aș să răspund la întrebări. Cum? Cum ai comentarii care trebuie îngrămite. Ok, mă las în pace. Bun, atent, David. Dacă 1 minus 1 egal 1, atunci care este culoarea preferată lui Teodore din alfabet? Habar nu. Bă, nu știu, întreabă pe el, dacă 1 minus 1... Bă, cred că culoarea preferată din alfabet este... Ce culoare? Cred că B. Adică... albastru. Nu știu de ce. Habar nu, David. Am încercat să zic. Bun, avem de la Ștefan Măgurescu. Mulțumesc pentru întrebările tale. Foarte mult. Să începem cu cântăresc preferat. Mă, n-am cântăresc preferat, nu, Ștefan, dar cred că Smiley totuși. Nu am cântăresc foarte preferat, dar cred că Smiley ar fi un animal preferat. Pisica. Deci îmi place pisica de mult. Deci te iubesc foarte mult. Și am și o poză pe telefon cu pisicii, dacă nu ai văzut, doar pe filmarea ta. Așa. El din preferată. Nu. Ce să zic? N-am nici. N-am zis că nu prea mă nici cu muzica. Dar o să încerc să zic cu una care îmi place mie. Cred că de unde vii dau ora asta tot zi mai... Mi se părea mai ok. Sunt mai multe, dar nu, n-am top și nu sunt cu muzica. Joc preferat. N-am știut dacă zic ce Sego sau GTA că îmi plac cam aproape la fel. Dar cred că totuși Sego îmi place mai decât GTA 8 și mai mult ce Sego. Mersi, Ștefan, pentru întrebări, văd cum ai încă una. Nu, 6. Top 5 mâncăruri preferate. Mâncăruri. O să zic cu niște categorii, în general. E, dacă nici mâncăruri, nu pot să zic dulcele. Fira, Ștefan, mâncăruri. Ceai de cartofi, de roșii, ciorbă, sarmale. Și nu trebuie să zic altceva, că dacă vrei mâncare, nu e mulțumesc în asfăr. Ce mai îmi place? Știu ce mai îmi place. Îmi place mâncarea, băieți, aia, ciorba îmi place și supa e ok. N-am foarte multe preferate, sincer, îmi plac mai mult dulciuri, recunosc dulciuri și așa și mezerurile și carnea și na. Fiptura de toate, dar te pare mai multe. Te-ai prins. Și stagrene și animale. Să știi ce încă nu, pentru că, da, nu că sunt leneș, mă, da, sunt interesant așa, că calculare sunt frumos, dar nu prea îmi plac. Dacă ar fi să dau o notă de la 1, de pe Oscar, așa, de la 1 la 10, eu dau nota 15-16, nu știu, pa, cam așa, nu prea îmi plac, e vreosc, sorry, dacă îți plac leneșim. Deci cam astea au fost întrebările, m-a stat să mă lasă pe multe de mâncat eu sau prea unul sau... M-a așteptat la Ștefan să-mi lasă de întrebări, dar Teo, e cam dezamăgit. Teo, ești inactiv și o să-ți dau la mă când nu te văd, dar îți dau ca mea. Așa, băieți, deci cam a fost episodul de când ne-am lăsat la întrebări de voastre. Eu am spus sincer ce am, dacă acum v-am convins foarte mult. Și Ștefane, mersi pentru întrebările tale 6. Sincer, ce mai mult mi-am plăcut întrebarea aceasta. Unde? Animal preferat. Și jocul preferat, ce am mult din ăștia? Fără spray, nici mai puțin. Dar oricum a fost toate ok. Mersi niște fani pentru întrebări, ce șase întrebări. Dar mersi pentru întrebarea ta, nu știu, habar n-a ceva. Cred că el a luat să plăcut de o habar n-a ceva. Iară, trebuie să dau, scuze. Așa, veți, noi o să ne ajungem data viitoare cu un episod. Pa, pa.